Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Suntem într-adevăr în campanie electorală. Emisiunea de astăzi va fi o emisiune de promovare electorală, dar va fi și o emisiune de analiză despre modul în care s-a desfășurat această campanie electorală până în prezent. Astăzi l-avem invitat pe domnul Mihai Chirica, cel care este candidatul Partidului Național Liberal la fotoliul de primar al municipiului și totodată este primarul în funcție al municipiului nostru. Bună ziua, domnul Chirica, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua și sunt bucuros să fiu din nou aici, să putem transmite celor care ne privesc gândurile noastre și ce mai putem să le promitem și să facem în același timp. Domnule primar, aveți experiența mai multor campanii electorale. Spuneți-ne, până în prezent, cum vedeți că s-a desfășurat campania electorală pentru alegerile locale? Da, o campanie electorală care a început mai devreme decât prevede, să spunem, pasajul de timp pe care l-a lăsat legea. Unii au furat startul, ca să zic așa. O campanie care a vrut să iasă un pic din tipic, utilizând foarte multe, să spunem, expuneri în spațiu online, frecventabil sau nu pentru diferite categorii sociale și, sigur, care a mai deviat un pic de la normalitatea unui discurs. Pentru unii a fost o campanie bazată doar pe negație. Uitați ce n-a făcut Chirica, uitați unde nu a ajuns Chirica, uitați de ce nu trebuie Chirica. Unii au mers pe minciună, nu-l votați pentru că va intra în pușcărie, nu-l votați pentru că va face nu știu ce. Și foarte puține campanii pozitive am văzut. Una dintre ele a fost, și recunosc într-un mod surprins chiar, a fost campania lui Cosette Chichirău, care și din sondajele noastre care le-am finalizat este pe creștere și barabar vine din spatele fostului dumneai coleg de partid. Deci o campanie care nu este mult diferită de celelalte campanii, o campanie urâtă pe care a dus-o Partidul AUR, utilizând... Haideți să nu facem referire la partide și la candidați, nu, că știți nu vorbesc. Consiliul Național al Autovizualului stă și monitorizează foarte atent. E o campanie care a folosit foarte mult caricatură și oarecum jignitoare la adresa primarului, respectiva mea. Dar, în schimb, eu am reușit în această campanie să trec oarecum cu vederea și n-am suferit. De altfel, mi-am retras acțiunea împotriva AUR, ca să fiu sincer. Bănuiesc că nici n-am auzit-o sau de prin comunicatul care s-o dea judecătoria, că mi-am dat seama că nu se merită. Nu merită să fac gâlceavă din orice și trebuie să-mi văd în continuare de proiectele cu care le-am în lucru, care mănâncă tot timpul. Deci eu nu am timp să mă gândesc la campanii, ci campania mea este să-mi respect promisiunea față de ei. Nu putem să oprim lucrările, că a fost o mare discuție pe tema Canta, acum a fost și pe Socola sau cum este acum pe Bucium, dar e gata că am lucrat mai mult noaptea. Deci orașul trebuie să înainteze. Orașul nu a timp să aștepte un an de campanii electorale, că atâta va dura până la sfârșitul anului 2024. Avem foarte multe lucruri de făcut. Avem niște termene foarte strânse, mai ales pe fondurile europene. Deci anul ăsta trebuie să închidem porul care este spre finalizare neapărat. Aici nu mai avem niciun fel de concesie de timp. S-a terminat, au dat concesia concesiilor și ne strânge cu ușa, avem aproape monitorizări săptămânale din partea de Renord-Est cu progresul fiecărui proiect, cum stați, ce vă trebuie, unde v-ați încurcat, care va fi stadiul la jumătatea lunii iunie spre sfârșitul anului. Deci nu există nicio șansă să mai trece în anul 2025 nici cu un cent. Deci au ras-o foarte clar, am înțeles-o foarte bine, eu le-am mulțumit că au fost îngăduitori în această modalitate până acum. Și, sigur, pregătim intens programul operațional care urmează 2020-2027, dar noi o să-l începem în 2024. Mai sunt câteva ghiduri de lansat. Știm foarte bine ce înseamnă acest lucru. Nu intrăm critic asupra Agenției de Dezvoltare Regională, care colaborăm foarte bine, dar presupune un efort din partea angajaților noștri foarte mare, pentru că PNRR-ul este în desfășurare și s-au strâns. Până în momentul de față am semnat 25 de contracte, multe. Mă refer la cele pe transportul public, sunt 9 plus 2, 11 contracte. Pe reabilitările de școli sunt 14 deja semnate și cred că până la sfârșitul săptămânii semnez și școala Vasile Lupu, care e tot pe PNRR. Deci o să intrăm al 26-lea contract. Oameni la fiecare contract, ai unități de implementare, se suprapun cu porul.
care se închide, aceiași oameni, că nu sunt alții, n-am avut de unde aduce și nici nu vreau să fac, dar vine și celălalt porc cu aceiași oameni. Și vine și lista proprie sau e în derulare și lista proprie de investiții care o facem cu aceiași oameni, inclusiv pe fondurile împrumutate de la BERT. Deci avem unități de implementare care implementează 7 sau 8 proiecte. Și vă dați seama, numai să le treci în revistă nu mai devreme de o dată la 2 săptămâni, că nu apuci să stai de vorbă cu ei. Nu apuci fizic, stai de dimineață până seara și tot nu apuci, dar ai de făcut și teren, trebuie să fii și aici, în perioada asta, trebuie să fii și la celelalte evenimente publice ale orașului, că nu poți să nu fii, pentru că lumea te vrea și e destul de ocupat timpul, ceea ce nu-mi permite să fac politică prea mult. Declarații politice nu am avut niciuna. Nu m-a interesat ce declară adversarul meu, eu știu ce am de făcut. Da, dar este campanie electorală, toată lumea spune, dom'le, trebuie să vedem candidații partidelor. Băga într-o dezbatere cu contracandidații mei, mai ales cei care sunt pe partea superioară a clasamentului, dacă m-ar provoca într-o campanie să am ce discuta. Dar să duc să auzi trivialități, cum aud, mă uit și eu pe diverse pagini de socializare. Nu mă duc să mă înjur cu nimeni acolo. Să uită și copiii mei la televizor. Deci am foarte mare grijă cum mă prezint. Pentru că există viață și după politică. Iar finețea cu care ieși din politică te va urmări toată viața. Dacă ai fost un grobian și te-ai comportat urât cu cei din jurul tău și cei care ți-au fost contracandidați politici, am oameni care mi-au fost adversari în diverse campanii electorale și cu care mă văd pe stradă și îmi strâng mâna de fiecare dată și vorbesc uneori mai cordial decât cu unii cu care fac campanie în momentul de față, pentru că sunt oameni de dialog și oameni de foarte mare finețe cu care n-am schimbat niciodată un lucru contondent, să ne vorbim urât. Da, am împărtășit viziuni diferite asupra unor proiecte, este adevărat. Avem cultură diferită uneori, avem educație diferită, avem specializare profesională diferită și vedem lucrurile diferite. Asta nu înseamnă că trebuie să-l împing pe scări, că nu-mi place punctul lui de vedere. Nu-mi convine și n-am argumente să-l întorc din drum, asta este. Îi strâng mâna și merg mai departe. Ceea ce e valabil și pe stradă. Sunt oameni care te mai oprești și te întreabă, da, unde este autostrada? Și răspund, domnule dragă, cum ți-o dorești, dumneata mi-o doresc și eu. Numai că nu este la îndemâna mea. Dacă vrei, ne suim în tren, mergem amândoi la Ministerul Transport, luăm câte o pancartă, vorbesc serios, îi spun, luăm câte o pancartă și spunem, vrem autostradă, ne-ați mințit. Care-i problema? Aș face-o. De ce să nu o fac? Pentru că nu depinde, dacă ar depinde de mine, v-aș lăsa să-mi reproșați și n-aș mai argumenta sub nicio formă. Ne dorim cu toții proiectele acestea și vrem să le facem și, sigur, de ele depind și viața noastră viitoare. Copiii mei vor sta aici, bănuic și nepoții mei vor sta aici și mi-aș dori să întâmple lucrul ăsta. Pentru asta eu trebuie să creez premisele ca viața să fie bună, nu numai pe perioada cât sunt eu primar, ci să continue să fie bună și după ce eu nu voi fi primar și când eu voi avea o vârstă în care nu mă mai interesează nici politică, nici administrație, nici altceva, vreau să mă odihnesc și eu. De aceea trebuie să gândim nu pentru mâine și poi mâine, trebuie să gândim mult mai departe ceea ce vrem să facem pentru comunitatea în care trăim. Deci, rezumând, există o preocupare foarte clară de a aduce mai departe proiectele de infrastructură. Am avut noroc, spun eu, din două motive, că s-a depus, practic nu o dăm cu emisiunea electorală anterioară, s-a depus ofertă pe Poatie. Este un consorțiu de firme, două din România, una din Iași, una din Suceava și una din Spania. Un consorțiu care vrea să lucreze pentru Bulevardul Poatie. Ce trebuie să știe locuitorii sau cine circulă pe acolo? Că vom merge în mare parte din valoarea acestui contract pe împrumutul pe care l-am avizat săptămâna aceasta în Comisia Interministerială de la Ministerul de Finanțe privind avizarea împrumuturilor locale. Și ne-a dat avizul pozitiv. Știți bine că am fost marți la București. A fost și domnul ministru secretar de stat Alin Andrieș, colegul nostru de partid și aflat pe lista partidului nostru pentru funcția de consilier local în continuare. S-a ocupat personal de acest lucru și ne-a și trimis avizul în aceeași zi când ne-am și întors de la București. Deci avem finanțarea asigurată, avem finanțarea asigurată și pentru Bucium și n-am apucat să spun public, dar cred că am să fac o conferință de presă administrativă, s-au apucat de scos tâlpii. A venit compania din Timișoara, era o seară pe acolo și ieri a fost toată ziua, camioane, în fine. S-a apucat și constructorul
din urma lor, după 50 de metri, să înceapă să pună bordurile și începem efectiv să lucrăm în pregătirea vacanței de vară, pentru că noi acum încă stăm în stand-by. Și tatonăm, nu vrem să încurcăm finalul de an, ne ține așa cum ai ține un cal de curse cu hățurile de gât și priponit undeva, dar el tot țâșnește să plece. O să plecăm, mai sunt două săptămâni, înțeleg să termin acum și cu sesiunile la o parte dintre universități, facultăți și ne apropiem și noi de vacanță, după care dăm drumul, pe urmă, prin toamnă, să vedem cum ne așezăm, în ce stadiu ne prinde realizarea celor lucrări. La pasaj s-a pus chelele deja, s-au închis pe dedesubt și încep să-și facă lucrările la infrastructură. Și vestea bună, că tot a fost un subiect de campanie, era fost o discuție cu proiectantul de la pasajul Alexandru cel Bun. Noi l-am dus spre contractare, nu de acum, de la începutul anului. Dar problema acelui pasaj rezumă din faptul că proiectantul a prevăzut închiderea completă. Și am zis, puteți să mă spânzurați, nu se poate. Nu se poate sub nicio formă, pentru că nu am în momentul de față o variantă care să pot să o așez pe masa locuitorilor din Dacia Alexandru, exact, ca ei să nu treacă peste pasaj. Nu se poate. Am zis, și am făcut cu cei doi proiectanți, șeful de proiect, domnul profesor Comisu, și cu domnul Grozu, care este inginerul proiectant, cu colegii mei și cu dirigintele de șantier, o trecere în revistă să vedem exact care sunt lucrările care trebuie făcute și care nu necesită niciun fel de amânare. Și le-am scos. Închiderea zonelor de rost, colmatarea fisurilor, desfacerea tablierilor pe partea laterală și începerea consolidării infrastructurii, adică ceea ce se vede sub pod. Și zice domnul primar, dacă lucrările astea sunt făcute, infiltrațiile nu mai intră sub nicio formă acolo, noi nu mai avem problemă cu grinzile ani de zile. Timp în care sper, nu pot să promit eu pentru că nu ne ocupăm noi, să apară centura aia ușoară, care are și podul de pe Strămoșilor, care mi-ar putea să deviez traficul pe trei căi. Să duc o parte spre sud, prin Strămoșilor și ies în Nicolina, să ducă o parte pe podul actual, Octav Băncilă, și toată lumea știe că îl poate accesa, să duc spre centru. Sigur, se treacă și peste calea ferată, prin zona Sergent Grigore Ioan. Și în felul acesta am putea decongestiona și fără să frământăm mintea foarte mult a celor care trebuie să circule pe acolo. Și sigur, ceea ce trebuie să le spun, vor putea circula pe sub pasaj. Pe dedesubt se iasă în cernă. De transport în comun? Pe sub pasaj. Acolo e cel mai simplu. Mm. Mă duc pe sub pasaj și ies în continuare spre Galata și de acolo mă sui pe Nicolina și pot să mă rarefiez spre zona orașului. Dar cel mai important este să reușesc întâi să fac această parte a lucrărilor care le-am enunțat anterior. Deci lucrurile sunt, să spunem, în această perspectivă pe drumul cel bun. Lucrarea este licitată, a și fost, în fine, în fază, suntem de semnare contract. Acum sper constructorul să înțeleagă că trebuie să fazăm această lucrare până la un moment dat și cred că va înțelege. Vestea foarte bună, zicem noi, și e bine că o dăm într-o premieră, într-o dezbatere electorală, este că am ajuns în fază de semnare a contractului de lucrări pentru școala normală Vasile Lupu. Știți cât a durat licitația? I-am mai criticat eu și pe ăștia de la București, dar îmi dau seama că nu prea trebuia. Pe 3 mai 2023 a fost depunere de oferte și pe 21-22 mai s-a încheiat ultima parte a perioadei de contestație și am ajuns în fază de semnare de contract. Contractul este la mine pe birou și o să fac un eveniment, cred că cu aghiazmă, nu cu șampanie, ca să binecuvântăm că parcă și-a băgat cineva coada acolo. Am avut un tank de contestații. S-au citit tone de documente. Au mai venit și bombele pe care le-am găsit în subsolul de acolo. A început și turnarea platformei, deci suntem pe drumul cel bun. Între timp o să vă prezint niște imagini cu terenul de sport care l-am terminat la școala normală Vasile Lupu, foarte fain, și sper să le fie de folos elevilor de acolo. Deci cam aici suntem în acest punct de dezbatere electorală și de alegeri înainte de 9 mai. Ce pot să spun este... Iunie, iertați. Ce pot să spun este faptul că ieșenii trebuie să înțeleagă că dacă mă iubesc pe mine, trebuie să-mi iubească și echipa mea.
Pentru că un general fără armată nu se poate. Deci am nevoie de echipă. Am nevoie de echipă de consilieri locali. Când puneți ștampila pe Mihai Chirica, vă rog eu foarte mult, puneți și pe consilier local, că altfel o să ne ducem în consiliul local să ne batem pentru nimic. Că dacă nu ai o majoritate confortabilă, să ne terminăm proiectele cu pasajele despre care vorbeam, să ne facem bugetele pentru școli, așa cum spuneam, să ne terminăm programele pe străzi. Am peste 100 de străzi în lucru, dacă îmi taie și nu mă înțeleg în consiliul local, nu e bine. Nu e bine și tot ieșenii suferă. Și sigur să-mi fac echipa cu Consiliul Județean. Am nevoie de aceste colaborări pe echipă, pentru că în caz contrar vom avea un general. Dar eu nu vreau să mă plimb călare pe cal să mă uit la stele. Eu vreau să muncesc și pentru asta îmi trebuie echipă. De aceea rog toți ieșenii să votați Mihai Chirica și echipa lui Mihai Chirica pentru Consiliul Local și Consiliul Județean. Țin foarte mult la această colaborare pentru că doar împreună se fac proiectele importante. O forță care pleacă de la Iași poate bate cu pumnul masă și la București. Să știți că a fost un moment în care am reușit să ne spunem ceea ce ne durea la București. Din păcate n-a durat foarte mult acest efect pentru că n-a putut să consolidăm o guvernare pe un termen lung. Sperăm să o facem din 2025 la sfârșitul tuturor rundelor de alegeri. Este, să spunem, pentru noi un deziderat în care credem din ce în ce mai mult. Ieșenii s-au atașat, din perspectiva mea și a ceea ce observ pe străzi, prin locuri în care umblu în fiecare zi. Nu proliferez sloganuri. Nici nu mă pricep și nici nu cred că este cazul. Faptele vorbesc de la sine și cred că aici ar trebui să rămân. Să vorbim despre faptele noastre, despre lucrurile bune făcute pentru Iași, despre locul pe care l-a atins Iașu în ultima perioadă, fiind unul dintre cele mai frumoase și cele mai căutate orașe pentru investiții din România. Și să dea Domnul să rămână așa, în continuare. Asta depinde de noi. Asta depinde dacă oferim un mediu de lucru cât mai confortabil, să avem în continuare un oraș curat, să avem în continuare un oraș în care cetățenii se simt bine în general, în care să putem oferi condițiile în care cine va veni să lucreze la noi să aibă și o filarmonică, și o operă, și un teatru bun, și un cinematograf bun, și un loc de joacă. Acele condiții pentru și viață normală. Normal. Suntem la finalul emisiunii. Trebuie să vă întreb, pentru că nu vreau să depășim mult. Ajungem după aceea în atenția Consiliului Național Autovizualului. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Ați văzut care sunt gândurile și proiectele actualului primar pe care dorește să le continue și să le implementeze și în mandatul viitor. Rugămintea mea care este aceeași dintotdeauna. Ieșiți la vot. Ieșiți la vot pentru că este nevoie de votul dumneavoastră și prezența la vot dă greutate în acest an electoral destul de greu. Până data viitoare, cele bune. La revedere!